câștigat pentru a 10-a oară Cupa Germaniei la fotbal feminin. Da, doamnelor și domnilor, cele 3 ceasuri bune au ajuns la final astăzi. Rămâneți însă pe TVR Info, pentru că în câteva momente Info Plus vi se alătură cu știri de încredere. Noi ne revedem luni dimineață la ora 7 cu alte știri de încredere. Contează cum ne începem ziua cu 3 ceasuri bune cu Maria Smarandache și Bogdan Muzgoci. Să aveți o zi minunată și un weekend pe măsură. Profi găsești o mulțime de oferte. Acum ai pulpe de pui inferioare la 13,99 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Dragi prieteni, cine studiază participarea noastră în Marele Război, va exclama inevitabil și ce frumos a început totul. Practic, imediat după 15 august 1916, în genele războiului mondial, urmașii bastarzi ai țiganilor. Iar morala poveștii noastre este aceea că nu trebuie să credem ceea ce citim în ziare, nici în vreme de pace și nici în vreme de război. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi. Fiecare greșeală de exprimare pe care o întâlnim. Ar fi bun un contor să ne ajute. Sau un contoar. Oare cum e corect? Răspunsul corect, imediat după pauză. Ca la noi, la nimeni. Exclusiv în România. Locuri unice, frumuseți neînchipuite, tradiții uimitoare. Redescoperă țara pe care o iubești. Exclusiv în România, cu Cristi Tabără, duminică la TVR Info. Politica europeană este o carte deschisă. Zeci de capitole se scriu în fiecare zi și mulți autori își pun semnătura din nord până în sud. Ca să înțelegem ce se întâmplă, ce ni se întâmplă, citim cu atenție. Europa printre rânduri. Duminică la ora 15 pe TVR Info. Numărăm mereu și niciodată nu sunt de ajuns. Cât mai valorează și cum îi facem să conteze? Înțelegem la Banii Azi. Educația financiară ne duce pe plus. De luni până vineri la TVR Info. Ascultăm păreri și alte păreri. Găsim informația esențială, spunem adevărul. Faptele vorbesc la prim plan. Află tot, te interesează. La TVR Info. Dimineața înțelegi ziua bine, câte s-au schimbat și ce urmează să se mai întâmple. În fiecare minut vezi mai mult din mersul lumii.
Ei, pulsul vieții, ești martorul celor mai importante evenimente. 3 ceasuri bune. 3 ceasuri de știri bune. Toate informațiile esențiale sunt aici. 3 ceasuri bune. Și numai el măsoară energia, gazul sau apa. Contoar este o formă greșită desprinsă din forma de plural contoare. Consum redus să avem, să nu ne pună contorul la plată grea. Nerepara demnitatea. Când Nadia urca pe podium, România urca împreună cu ea. Lumea e mare, dar globalizarea a făcut-o mică. Orice eveniment capătă importanță. Oriunde s-ar întâmpla, într-o zi ne va atinge pe toți. Global. Știri externe explicate pentru toți românii. Sâmbătă la 10:10 pe TVR Info. În bănci ținem tot ce-i valoros, copiii noștri. Ce se întâmplă cu învățământul? Cum se schimbă educația? Teme importante pentru formare într-o emisiune ca la carte. Info Edu, miercuri, pe TVR Info. O nouă generație are o nouă șansă să dea vedeta populară. Ce-ți dorești venind la vedeta populară? În fața juriului, sub ochii românilor, concurenți talentați își trăiesc visul la primul talent show de folclor. Atenție mare când te prezinți, ce spui, ce cânți, referitor la repertoriu. Vedeta populară cu Iuliana Tudor. Atenție! Porni! Ei îi zic binging. Noi, noaptea albă a filmului românesc. Cercul se strânge, ai? Pe 3 iunie, Nae Caranfil ne pune la film de la 8 seara până se face dimineață. Vă să zic că dumneata te ocupi de umbre mișcătoare. Știe cu ce să ne țină. Să cucerim lumea cu filmele noastre. Știe cum să ne vorbească. Mâine seara apareți în direct la televizor. Nae are poveștile lui. Poate vrei să-l crezi pe frazii meu care calasist. Și actori uriași vin să-i le spună. Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Fii profesionist, ce vreau. Sâmbătă spre duminică, noaptea albă a filmului românesc. Nu se poate, ăștia începe fără noi. Restul e magie. Bă, e vorba de un act artistic. E un... Așa începe filmul. V-am luat banii. Numai la TVR Cultural. Muzica! Sâmbăta cu bun gust. Sâmbăta cu eleganță. Sâmbăta cu modele și repere de frumusețe. Moda rafinamentului. La TVR Info. În fiecare săptămână primești raportul despre sportul pe care îl iubești. Despre medalii, recorduri și campioni. Spune, tu ce alegi? Fotbal, handbal, natație sau canotaj? Orice ar fi, comentariile sunt la TVR Info. Infosport. Sâmbătă și duminică la ora 22. În fiecare an, televiziunea română este actor principal în țara filmului românesc și își joacă rolul perfect.
15% din venituri casate din publicitate sprijină producțiile care adună premii și aplauze peste tot în lume. Pe covorul roșu sau la gala de premiere, alături de mari staruri sau încurajând tineri aflați la debut, televiziunea română nu lipsește de pe niciun generic. Din 2005, TVR face mai bun filmul românesc. Lumea întreagă e o clipă suspendată. Prea mult sau poate prea puțin. Mii de momente din mii de lumi și tu, zi după zi, în zgomotul lumii, privește la cei care te schimbă. Prezentul e un dar. Latura dramatică. Bună dimineața, bine v-am găsit la Info Plus. Să vedem pentru început titlurile orei. Liderii coaliției sunt așteptați să reia discuțiile pentru a depăși impasul în care au ajuns ieri. Negocierile pentru reîmpărțirea ministerelor din viitorul guvern, condus de Marcel Ciolacu, avansează greu și fără rezultate concrete până acum. Liderii UDMR au părăsit negocierile și ar fi amenințat că ies de la guvernare. Moneda europeană se apropie de pragul psihologic de 5 lei, iar românii cu rate în euro au motive de îngrijorare și nu numai pentru că această creștere va fi resimțită de noi toți. Va duce la costuri mărite pentru produsele din import, pentru chirii și pentru serviciile de telefonie mobilă. Iar ciclonul format în Marea Mediterană a provocat dezastru în nordul Italiei, a lăsat în urmă morți, zeci de persoane sinistrate și pagube imense. Ploile torențiale au afectat și vecinii Italiei. E alertă în Croația, Bosnia sau Serbia. Începem Info Plus. Noul cabinet care ar trebui să guverneze după rotativă se naște greu. Astăzi e programată o nouă rundă de discuții după impasul de ieri. În timpul negocierilor, tensiunea a atins punctul maxim când liderii UDMR au părăsit negocierile, nemulțumiți că ar putea rămâne fără Ministerul Dezvoltării și ar fi amenințat că ies de la guvernare.